Vă salut, dragi urmăritori ai canalului meu de YouTube. Asta 7-7, ne aflăm în compartimentul de reproducție. Marea majoritate a porumbeilor sunt pe ouă de plastic. Tatăl lor este Turbo Junior, mama femeia de Cuman. Aici sunt doi prascuri de patru național de Nikon Darling, cu roții 520. El este tatăl lor, cel care cântă. Ea este o nepoată din New Kim, Gaston Van de Boever. Deci este fantast. Aici mai avem iară doi pui superbi. Aici avem doi puișori micuți. Aici avem iară un pui foarte frumos care este vândut la prietenul meu Sergio. Un super, super pui. La fel, sunt doi pui superbi. Cum am spus, marea majoritate porumbeilor sunt pe ouă de plastic, mai sunt puțini care au pui. Astăzi voi lua și toți puii care sunt înțărcați și voi duce la bloc, deoarece nu mai zbor. Maturii, am terminat sezonul cu maturii și puii vor fi ținuți în compartimentul femelelor vădube. Cum puteți vedea, porumbei arată extraordinar de bine, spun eu, ținând cont că marea majoritatea au crescut câte 3 serii de pui, unii chiar și a 4-a serie de pui, o parte din ei. Deci arată foarte, foarte bine. Deci o frumoasă. Această minunată femeie a bunului meu prieten Cristi. Zedele Sava. Ca către el. Acolo sunt trei fați, Dirk Van de Bulk. El este fiul Sara, Coco 05, iar tatăl este tatăl lui Fantast. Ea este fiindcă Turbo, super, super, super femeia. Cioco, ce faci, fitița lui? Hai la tata, ha? Cioco, anul acesta n-a reușit să retrăduc niciun pui. Nu a vrut absolut deloc să se împerecheze. Cei care nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, o puteți face, repet, nu vă costă nimic să vă abonați la canalul meu de YouTube. Eu vă doresc mult, mult succes tuturor în noul sezon. Ce? Mai este un pic și începe cu puii.